Am ajuns la cea de-a treia componentă din armura creștinului. Aminteam și la programul anterior, dacă am fi studiat Efeseni, probabil n-am fi avut timp răgat să zăbovim la fiecare componentă. Însă asta se întâmplă când te ocupi de un studiu mai amănunțit și asta e invitația pe care vrem să o reînnoim de fiecare dată. Trebuie să înțelegi conceptual ce implică adoptarea fiecărei componente în viața creștinului și apoi trebuie să te gândești la implicațiile de ordin practic pe care ar trebui să le trezească. După cingătoare, platoșă, a ajuns vremea să vorbim și despre încălțăminte. Am descoperit un verset fabulos în Scriptură, Isaia 52:7. Cât de frumoase sunt gleznele celor ce vestesc Evanghelia. Prin simplul fapt că ni se repetă să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu. Aceasta e repetiția pe care o întâlnim. Înseamnă că Pavel vrea să transmită un mesaj cât se poate de clar că Dumnezeu pune resurse inimaginabile în confruntarea cu cel rău, cu răul din lumea asta. Și este responsabilitatea noastră să îmbrăcăm piesă după piesă, în așa fel ca să rămânem în picioare și să facem față. Efeseni 6:14-15. Stați gata, dar, sau deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii sau a dreptății și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Dacă suntem atenți, observăm că starea de a fi gata, de a fi pregătit de luptă, are de a face cu toate cele trei componente. Adevărul, neprihănirea și încălțarea râvnei. Toate au de a face cu o pregătire adecvată, corespunzătoare, minuțioasă pentru luptă. Explicitează ce înseamnă să fii gata, pregătit, proactiv, neluat prin surprindere de vreo bătălie. Având picioarele încălțate cu râvna sau cu zelul Evangheliei Păcii. Încă o dată, Apostolul Pavel, dacă n-ați remarcat, ne contrariază, pentru că pacea, armonia, dezacordul reprezintă o stare opusă armoniei și stării pe care Dumnezeu o promite. Râvna Evangheliei Păcii pare să ne descumpănească pe de întregul. Să mergi să lupți pentru pace. Mai greu de înțeles. Cuvintele care m-au ajutat să încadrez perspectiva zilei de astăzi sunt cele pe care le găsim în cartea Iisus al meu a lui Gabriel Liceanu. Uitați ce zice. Etica creștină sau morala creștină, așa cum a propovăduit-o Iisus, este de fapt un război pașnic declarat actualei specii umane în întregul ei. Conceptul de război pașnic dintr-o dată te încadrează într-o altă atmosferă. Îți oferă un alt peisaj, o altă atmosferă. Ceea ce cred că este remarcabil aceste cuvinte nu este doar perspectiva din care înțelegem lucrarea lui Hristos, ci și invitația cu privire la subiectul din aceste săptămâni legat de bătălia spirituală. Două aspecte ne izbesc în fața acestei invitații. Conflictul cosmic, în care ne situăm fiecare dintre noi, fie că îți place, fie că nu-ți place. Textul îți reamintește că te afli în mijlocul unei bătălii. În al doilea rând, naivitatea de a crede că dacă repeți la nesfârșit, Iisus te iubește, lucrurile se rezolvă de la sine. Cumva, invitația este una neașteptată, pentru că la prima vedere a te încălța cu râvna Evangheliei Păcii te cheamă la un fel de militantism, pe de altă parte, te invită la o stare așezată, echilibrată. Și asta e mai greu de înțeles când vorbești despre zelul Evangheliei Păcii.
Translatând toată partea doctrinară din primele trei capitole, Apostolul Pavel apelează la un cuvânt pe care îl repetă de 5 ori în această epistolă. Să vă purtați, să trăiți, să umblați. În unitate, 4:1, în sfințenie, 4:17, nu cum trăiesc păgânii, în iubire, în lumină și în înțelepciune, fiind pe deplin locuiți de Duhul Sfânt. Probabil că ne contrariază acest cuvânt, care e mai aproape de original, umblați. De asta traducătorii au apelat să trăiți, să vă purtați, să vă comportați. Însă imaginea este una genuină a unui copil care abia învață să umble, se mai potignește, mai cade, se ridică, merge mai departe. Observați, e o imagine plină de speranță. Oriunde ne mișcăm în lumea asta, suntem într-o bătălie. În 6:10, Apostolul Pavel își încheie toată scrisoarea. Apogeul, finalul epistolei, este acesta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. De acolo pleacă tot secretul pentru a face față bătăliilor care ne împresoară. Sunt mulți care văd în această parte de final bază pentru tot ceea ce s-a spus înainte. Un apel emoțional care te cheamă la acțiune și la luptă. Unii spun că e vorba de acel termen peroratio din latină, folosit de generali înaintea unei bătălii. Un fel de speech motivațional care să-i inspire, care să-i mobilizeze pe soldați înaintea unei mari confruntări. Să aibă moralul, atitudinea potrivită în fața bătăliilor. Primul lucru sau ultimul lucru pe care îl facem înainte de a ieși din casă, nu-i așa? Îi să ne încălțăm. Și apoi ne aducem aminte că am uitat ceva spre disperarea soțiilor noastre. Însă, ciudat mod de a ne reaminti că încălțarea reprezintă mecanismul prin care noi luăm în piept o nouă zi de provocări, de ispite, de încercări, o zi necunoscută care ne stă în față. Și aceasta e imaginea pe care Apostolul Pavel o aduce în atenția noastră în această dimineață. Sandalele râfnei, calige era cuvântul folosit cu privire la ele. Sandalele soldaților romani erau fabricate din 3 rânduri de fâșii de piele durabilă, împletite, prinse la oaltă deasupra labei piciorului, mergând sus spre gleznă și într-o talpă groasă tot din piele. Privind la ele, noi cei de azi le-am numit sandale, dar de fapt erau niște cizme militare ajunse deja pe atunci simbolul expansiunii Imperiului Roman. Aproape toată lumea cunoscută de atunci a fost călcată sub aceste calige. Talpa încălțărilor, așa cum se poate observa, era nituită cu niște cuie, un fel de crampoane metalice lungi de 3-5 km. Nu știu 3-5 cm. Nu știu ce anume trezește în noi această imagine pe care o putem repera, care să fie funcția și rostul acestui gen de încălțări. Sunt 3 cuvinte simple pe care le putem reține și care ne vor ajuta. Mobilitate, stabilitate, durabilitate. Era extrem de important să-ți dea mobilitate, stabilitate, în bătălie și durabilitate. Oare ce să însemne fiecare dintre aceste cuvinte? Nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă, dar pe mine textul mă șochează nu doar prin invitația de a merge la război cu pace, ci și prin dezavoarea militantismului agresiv. Impresia imediată pe care ți-o lasă că râvna Evangheliei Păcii te împinge imediat, în grabă, să nu scape unul când, la locul de muncă, oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, când te gândești la felul în care folosește Pavel cuvântul pace, ai o cu totul altă senzație. O să vedem imediat despre ce e vorba.
Cu toții știm că un aspect fundamental al încălțămintelor îi să îți ofere confort. Altfel, indiferent ceea ce faci, unde te duci, în ce călătorie te afli, vei fi tot timpul stresat, deranjat, iritat de un anumit aspect. Și elementul ăsta de confort reflectă trăirea ta interioară când vine vorba de pacea cu Dumnezeu. Dacă veți urmări cu atenție, apar trei referințe în Efeseni cu privire la cuvântul pace. Primul, pe care de obicei îl sărim, apare chiar din start, de la salut. Har și pace. Aproape că nici nu mai percutăm la un astfel de salut, care pentru Pavel nu era o simplă formulă de adresare. Dacă încercăm să traducem pe limba noastră și ne gândim la favoare plus shalom, să te gândești că ai avut parte de o favoare absolut inimaginabilă din partea celui de sus și că de fapt lucrarea acestei favori în viața ta te aduce în armonie cu Dumnezeu, cu tine și cu ceilalți, dintr-o dată înțelegi că e vorba de altceva, de o altă atmosferă care te împinge înainte. În Efeseni capitolul 2, de la 14 la 17, Apostolul Pavel ia cel mai în detaliu dimensiunea asta păcii. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și a înlăturat vrăjmășia, legea poruncilor în orânduirile ei. Se referă la faptul că atât evrei cât și păgânii puteau să stea în aceeași comunitate, cu drepturi egale. Este vorba de perspectiva împărăției care te scoate din acea mentalitate exclusivistă de țarc în care doar noi contăm, în care îi disprețuim pe ceilalți care vin din alte comunități. Și exact asta face Hristos. Armonia pe care o aduce în viața noastră ne învață să trăim, să conviețuim împreună cu ceilalți, să oferim respect, prețuire în Hristos. Și o a treia referință apare în capitolul 4 cu versetul 3. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. A nu fi preocupați doar de noi, a nu precupeți niciun efort când vine vorba de lucrarea asta de împăciuire. John Stott, în comentariul lui pe Efeseni, foarte inspirat, îl intitulează Noua societate a lui Dumnezeu. Biserica este o nouă comunitate și prin ea Dumnezeu aduce armonie în viața socială, în experiența noastră cu ceilalți. Și aceasta e menirea trăirii noastre atunci când încălțăm sandalele râvnei în viața noastră de fiecare zi. Un război pașnic declarat actualei specii umane. A rămas impresionat de ce spune un rabin, Rabbi Shigma Bunim. Numai atunci când ai făcut pace cu tine, vei fi capabil să aduci pace în lume. Nicăieri nu poți promova pacea în jurul tău, în lume. Nu poți oferi armonie dacă tu nu o ai. Acest confort interior, această mobilitate, de aici pleacă, din interior. Aminteam data trecută de acel caz la care am fost speriat de prima dată, însă pacea ireală pe care nu voi uita niciodată, atunci când oameni, alții s-au rugat pentru mine și am realizat că practic acesta e secretul în a intra, în a purta anumite bătălii. Fă un test și întreabă-ți colegii de muncă, cum văd ei fericirea? Și vei vedea câte trasee de discuție poți genera de la acest simplu concept de shalom. Să trăiești în armonie cu Dumnezeu, cu semenii, cu tine, cu un budist, cu oricine poți discuta despre lucrurile astea. Pentru mine acesta e secretul fericirii. Să trăiești în armonie pe cele trei coordonate. Să experimentezi pacea lui Dumnezeu. Să te bucuri de felul în care te-a lăsat, te-a alcătuit și să poți să împărtășești cu alții lucrul acesta. Oare nu tocmai intuiția acestei realități îți oferă zelul, puterea de a te implica, de a lupta? O astfel de perspectivă îmi dă o cu tot o altă abordare. Ideea de armonie plenară pe care să o promovezi, pe care să o dezvolți. Isaia 52:7.
Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Să știi că este un Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și să trăiești în virtutea acestui adevăr. Apateia, spunea Evrachie din Pont, este starea de netulburare sau nepătimire care ne ajută să ne avântăm în bătăliile zilei. În momentul în care îți începi ziua conștientizând că El este pacea ta, că El îți dă putere, indiferent care sunt provocările care stau înainte. Cred că altfel te poți raporta la provocările, încercările care stau înainte. Următoarea calitate uluitoare a sandalelor este stabilitatea. Încălțămintea adecvată este cuvântul de ordine. Nu doar că îți oferă confort, mobilitate, ci îți dă și o putere adecvată în diverse împrejurări. Nu știu dacă ai încercat vreodată să joci fotbal în șlapi. Cum te-ai simțit? Sau te-ai dus la munte și ai văzut pe cineva venind acolo echipat în papuci de casă. Și e o imagine ridicolă care te face să zâmbești, să te gândești ce l-a apucat, oare nu s-a gândit, nu-i atent. Deși arată ca niște sandale, de fapt erau folosite în orice anotimp, inclusiv iarna. Dacă deschizăturile ofereau aerisire piciorului și uscare rapidă atunci când soldatul trecea prin apă, lâna și blana erau adăugate în perioada de iarnă. De fapt, numele lor e legat de cel al unui împărat pe nume Gaius Caligula. Însă nu încălțările își poartă notorietatea de la împărat, ci împăratul din pricina acestor încălțări. Încă de mic a fost dus împreună cu soldații romani și au trebuit să-i confecționeze încălțăminte potrivite pentru el, pentru vârsta lui. Și soldații romani îl alintau și spuneau cismuliță. Și de aici a rămas numele de Caligula. Glezna strânsă oferea stabilitate, de asemenea crampoanele în toiul luptei pe iarbă, aderență când aveai de escaladat o zonă mai abruptă. Mai complicat era doar pentru zona pietruită. Evreii niciodată nu foloseau astfel de cuie sau crampoane, pentru că au fost suficient de mult traumatizați de romanii care mărșăluiau prin Ierusalim și sunetul lor pe acolo a trezit suficientă iritare, ură și respingere din partea lor. Așa că ei niciodată, în felul în care confecționau încălțămintea, nu puneau astfel de cuie. Ceea ce abia mai târziu aveam să înțeleg este că de multe ori în primii ani de pastorală, când apărea o problemă, imediat vreau să iau un piept, să o rezolv rapid, un, doi. Și mi-am dat seama de greșeala imensă pe care o făceam. Mă trezeam epuizat, sleit de puteri. Doar cine a încercat să intre în această luptă a restaurării, a împăcării și o face cu empatie, cu dăruire de inimă, realizează cât de greu poate să fie lucrul acesta și experimentul acesta. N-o să uit, mi s-a întâmplat de mai multe ori, îmi începeam ziua următoare, încercând să citesc în Biblie, mintea îmi patina, toată încărcătura aia negativă am absorbit-o în mine. Și vedeți, stabilitatea la asta ne cheamă, la acea pricepere, în a ști să ne drămuim când este momentul potrivit, în a ne implica, în a fi lângă ceilalți, în a-i ajuta să-și restaureze, să-și recupereze relațiile. Dacă starea de confort interior vine din emoția ireală de a te ști preiubita lui Dumnezeu, înțelepciunea de a-ți alege cu grijă bătăliile vine din experiența umblării cu Dumnezeu. Provocarea legată de stabilitate este următoarea, la care te invit să te gândești. Apropo, tu cum îți calibrezi acea atitudine interioară? Cum îți găsești echilibrul între excesul de zel și indiferență sau resemnare? Poate mai rar găsim acum oameni care să fie mânați de acel zel în exces, în abundență,
Probabil că mulți ne luptăm cu starea asta de apatie și de indiferență. Dar întrebarea rămâne, cum reușești să îți stabilești, să-ți calibrezi această stare interioară? Iată câteva principii călăuzitoare care m-au ajutat, care ne pot inspira. În primul rând, caută să urmărești pasiunea pentru Dumnezeu și compasiunea pentru oameni. Cea mai mare durere în viață a fost momentul în care am întâlnit oameni mânați, dornici să asculte de Dumnezeu, care o făceau în detrimentul sensibilității, a compasiunii, a empatiei față de cei de lângă ei. Și niciodată nu poți promova interesele împărăției fără să simți, fără să te gândești, fără să îți pese de cel de lângă tine. Cu toții știm că momentele în care am fost cei mai câștigați au fost cele în care am dat dovadă de o ureche ascultătoare, în care am ascultat cu inima, cu mintea și am fost lângă cei care ne erau aproape. N-o să uit cât de șocat am fost în Evanghelia după Matei 9:13, când Mântuitorul le spune răspicat: hei, stop, duceți-vă de învățați ce înseamnă milă, voiesc, iar nu jertfă. Observați, poți să faci sacrificii colosale pentru împărăție, pentru Dumnezeu și să fii lipsit de noțiunea elementară, fundamentală, aceea de a demonstra, de a arăta compasiune. Ăsta ar fi primul principiu călăuzitor. Pasiune pentru Dumnezeu și compasiune pentru oameni. Nu lăsa niciodată ca cele două să se despartă în viața ta, în atitudinea ta, în comportarea ta. În al doilea rând, râvna strunită de înțelepciune, prudență și bunătate. În Roman 10:2, Apostolul Pavel recunoaște, pentru că el însuși a trecut prin experiența asta. Vorbește despre poporul evreu, le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Observați, le lipsea discernământul, judecata, elementele, criteriile călăuzitoare în a demonstra acea râvnă. S-au împotrivit în permanență planului lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu care era acolo lângă ei. Și Apostolul Pavel, la fel, s-a comportat și el, la fel, a trăit ani de zile. Un alt lucru important e conștientizarea propriei înclinații. Fiecare dintre noi suntem înclinați fie spre o atitudine promptă în viața de fiecare zi, fie spre una mai relaxată. Și asta e foarte important să te întreb. Care e tendința primară ce mă definește în fața unei provocări? Impulsivitatea sau indiferența? La ce te ajută asta? Păi dacă e impulsivitate, atunci trebuie să-ți temperezi un pic reacția asta. Dacă este delăsarea, trebuie să faci un efort să fii mai proactiv, să reacționezi un pic mai repede la provocări. Și din nou te ajută să-ți gândești balansul în felul în care gestionezi această provocare legată de râvnă și de împăciuire. Mai mult ar trebui să ne întrebăm din când în când, oare suntem mânați? De multe ori, mai ales din copilărie, ni se imprima lucrul ăsta. Trebuie să faci cu tare. Știu, fiind din familie de păstor, cât de puternică poate să fie presiunea asta în anumite momente. Acest trebuie, acest impus, acest dat asupra vieților noastre. Însă nici unul dintre noi nu ajungem să ne împlinim umanitatea până nu simțim că e o chemare care vine din interior, care te definește, care inspiră pe cei de lângă tine. Și asta trebuie să ne întrebăm. De ce? De ce trebuie să fac anumite lucruri? Pur și simplu, sunt mânat de ambiție, de anumite trăiri, porniri, sau există o chemare care mă definește, care îmi oferă libertate. Și nu în ultimul rând, o inimă întreagă a Lui, pe care să-i o predai mereu și mereu lui Dumnezeu, să-i o închini. Și închinarea este mediul cel mai frumos în care să faci lucrul acesta. Să-i spui: Doamne, îs aici, îți aparțin în totalitate. Cred că dintre cuvintele care cel mai mult m-au pus pe gânduri sunt cele pe care un autor pe nume William James le lasă. Uitați ce zice: la unii oameni, religia e ca un obicei plicticos. La alții, ca o febră acută. Pentru tine, cum e religia? Care-i sentimentul care te definește cel mai bine? Plictisul sau pasiunea
febra, așa cum zice acest autor. Avem un exemplu al apostolului Pavel. Știm că el a fost caracterizat de o râvnă nebună și înainte, dar la convertire lucrul acesta nu îl părăsește, ci fanatismul religios este convertit în înțelepciune salvatoare. Există un moment emblematic în Faptele Apostolilor care de multe ori m-a inspirat și a fost textul care m-a accesat cel mai mult când vine vorba de pasiunea noastră pentru Dumnezeu. Este la Cezarea, în fața lui Felix, și acel orator pe nume Tertul vine și îl prezintă. Deci acest om care este o ciumă, care produce răzvrătiri printre toți iudeii. Și cuvântul ăsta are o încărcătură emoțională, cum vă puteți da seama. Oamenii tot mai mult evită cuvinte de genul acesta într-un context de corectitudine politică. Vă dați seama, fără menajamente, cum îl prezintă în fața lui Felix. Însă Luca preia această etichetare negativă. Observați cum îl prezintă. E o ciumă, e o infecție, o molimă, o contagiune, un pericol public. Nu poți să nu simți nivelul subiacent prin care Luca ne investigează inima, coeficientul de râvnă al fiecare dintre noi. Oare mai reprezentăm vreun pericol pentru cei din jurul nostru? Cum arată pasiunea ta și pasiunea mea pentru Dumnezeu? Efectele binefăcătoare sau dăunătoare ale pasiunii noastre pentru Dumnezeu. Nu poți să nu te gândești în termeni ăștia. Râvna noastră poate face mult bine, dar și mult rău. Poate fi curativă sau destructivă. Gândiți-vă doar la exemple din istoria nefericită a creștinismului, cum au fost cruciadele sau alte lucruri. Poate duce la revoluție sau la insurecție. Pe mine, pe tine, ce ne definește cel mai bine? Excesul sau resemnarea? Dacă ar fi să adun într-un singur gând provocarea legată de râvnă, gândul ar fi acesta. O viață lipsită de pasiune duce la disperare. Niciodată nu vei fi împlinit dacă nu ți-ai găsit vitalitatea în ceea ce faci. Nu contează domeniul de activitate în care ești implicat. Dumnezeu ne-a proiectat, ne-a alcătuit cu acea pasiune internă care ne definește. E acel flux valoric, emoțional, interior care te calibrează, care îți dă putere să mergi înainte. E ceva natural, e un dat, e acea călătorie pe traiectul vieții în care descoperim că avem un suflet și descoperim că Dumnezeu a sădit anumite lucruri în noi. Pe de altă parte, o viață lipsită de înțelepciune conduce la exasperare. Unii au fost traumatizați în relația cu biserica, din pricina insistențelor, legalismelor, a lucrurilor impuse în viața lor. Cu câtă ușurință îi putem duce la exasperare pe cei din jurul nostru? Ei, cum îți găsești echilibru între cele două atitudini? Mie ce îmi lipsește? Pasiunea sau înțelepciunea? Zelul sau răbdarea? Asta înseamnă să ai stabilitate. Și trei, durabilitatea. Era nevoie de 2 ani pentru a crea o pereche de calice. Vă dați seama la armata romană de câte piei era nevoie pentru a confecționa încălțări. Și erau făcute să dureze. Un soldat avea nevoie de 3 perechi pe parcursul unui an. Însă gândiți-vă că era cu o pereche, era în fiecare zi pentru următoarele luni, marșuri de zeci, sute de kilometri și erau făcute să dureze, să reziste. Paradoxul suprem al încălțărilor păcii este bătălia în care intri, în care devii implicat. Cea mai mare problemă însă pe care ne-o creează este această iluzie că atunci când vorbim de această bătălie, nu există conflict, nu există problemă, absența oricărei ostilități. Dietrich Bonhoeffer m-a ajutat să înțeleg, într-o cu totul altă perspectivă, această dimensiune a conflictului și a calității interioare de care avem nevoie. Uitați ce spune el. Drumul spre pace nu este un drum al siguranței.
Pacea trebuie cucerită cu mult curaj. Ea însăși este o mare aventură și nu poate fi obținută niciodată fără primejdie. Pacea este opusul siguranței. A pretinde garanții înseamnă a dori protecție pentru tine însuți. Dar pacea înseamnă să te dăruiești total poruncii lui Dumnezeu. Să nu dorești siguranță, ci în credință și ascultare să pui soarta națiunilor în mâna Dumnezeului Atotputernic. Să nu încerci manipularea ei în scopurile tale egoiste. Bătăliile se câștigă nu cu arme, ci cu Dumnezeu. Ele sunt câștigate atunci când calea duce la cruce. Un om care a plătit cu viața pentru dorința lui de a asculta pe Dumnezeu. Observați, pacea este opusul siguranței. E nevoie de o doză de nebunie, de risc, de inițiativă, de expunere atunci când vine vorba de pace, de restabilirea armoniei în jurul tău. Și lucrul acesta trece cu siguranță pe la cruce. Dacă vă mai aduceți aminte, toată lumea credea, sau cel puțin Putin, că războiul se va termina rapid, într-o perioadă relativ scurtă. Observați cum îți regândești viața pe termen lung. E o provocare interesantă în ce privește încălțarea sandalelor, râvnei și în bătăliile pe care le ai de dus în fiecare zi. Înseamnă că trebuie să știi să-ți dosezi energiile, trebuie să știi când să te oprești, când să faci o pauză, când să te remobilizezi, cum să-ți încarci bateriile și așa mai departe. E nevoie de prudență, de înțelepciune, de echilibru până la urmă ca să o scoți la capăt. Cineva spunea că nimeni nu poate privi răul în față și să rămână la fel. Întâlnirea cu răul este o experiență care te afectează, care lasă urme adânci, amprente în sufletul tău și al oricăruia dintre noi. Cred că Psalmul 139 mi-a oferit o imagine neașteptată și nebănuită cu privire la felul în care Dumnezeu așteaptă să ne implicăm. Și cred că cel mai mult am fost iritat de-a lungul anilor de ultima strofă, să nu urăz eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, și tot felul de interpretări care încearcă să evite. Dacă ar fi după noi, cred că am secționa, am îndepărta această parte neplăcută, iritantă, mai ales că tot psalmul e dominat de încântarea unui Dumnezeu care se implică, care te cercetează, care te știe, te înconjoară pe dinapoi și pe dinainte. Ce faci cu această parte de la final? Însă am înțeles că există o secvențialitate, și anume că doar un om conștient că Dumnezeu se implică în viața lui, mă cunoști îndeaproape, copleșit că Dumnezeu nu l-a abandonat, chiar dacă voi merge la marginea mării și acolo mâna ta mă va acoperi, sau cum au reacționat la textul acesta oameni care au trecut prin depresie, chiar dacă voi zice întunericul mă va acoperi, se va face noapte lumina din prejurul meu, iată. Și pe deplin convins că este acceptat de Dumnezeu. Lucru șocant după negură, după întuneric, primul lucru pe care îl spune autorul: tu mi-ai întocmit rărunchi. Un Dumnezeu atent la astfel de detalii. De nenumărate ori am provocat pe tineri și la timpul de cateheză să-mi spună ce simt ei când citesc versetul acesta: sunt o făptură atât de minunată. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Te întreb în dimineața asta, simți același lucru? Te simți preiubit, pe deplin acceptat? Ei, doar cele trei elemente îți va da putere, vei ști cum să folosești resursele astea în bătălia cu răul. Niciun om care n-a trecut prin acest pasaj nu este echipat adecvat să se confrunte cu bătăliile din această lume. Uimire, regăsire, acceptare, asumare. Un fel de URA, dacă am luat acronimul acestor cuvinte, care ți arată că există speranță.
Oare ce aplicație ar trebui să trezească în noi invitația zilei legată de încălțarea râfnei? Ce face efectiv? Cum se antrenează soldatul gata să lupte pentru pace? Și acum zicea cineva, unii nu vor altceva decât să fie lăsați în pace. Iată câteva aplicații care ne pot ajuta. În primul rând, nu uita că pacea interioară este un bun leac pentru tine și pentru ceilalți. De aici pleacă tot. Dacă n-ai liniște, dacă n-ai pace, nu poți să-i ajuți pe alții. Starea de spirit e contagioasă. Fie că e vorba de iritare, fie că e vorba de mânie, cu toții știm asta. Mai întâi reacționăm și apoi raționăm. Zice, ce-am făcut? De aia e atât de greu să ai o atitudine blândă. Și doar armonia asta cu Dumnezeu îți oferă putere să aduci vindecare în relațiile tale. Uitați ce spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan 14 cu 27. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Ce încurajare, ce promisiune formidabilă. 2. Cere înțelepciune și încredințează Domnului deznodământul oricărui conflict. Asta e marea problemă. Dacă te implici într-o poveste, vrei să o rezolvi. Nu pleci de acolo până n-ai rezolvat-o. Exact asta e capcana cea mai mare. Avem impresia că noi suntem in charge, că noi conducem, noi suntem cei care rezolvă, care repară lucrurile din lumea asta. Fals. Uitați ce spune bătrânul Pavel în ultima scrisoare pe care o adresează tânărului Timotei. 2 Timotei 2, 24-26. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe, observați din nou ideea de blândețe, pe potrivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, e o altă formulare cu privire la adevăr, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Nu noi, Dumnezeu. În al treilea rând, exact cum zice titlul unei cărți celebre, autoarei Brené Brown, curajul de a fi vulnerabil. Cine sunt făcătorii de pace? Sunt oamenii care trăiesc normal, firesc. Care așa cum îi găsești în experiența personală, așa îi întâlnești la biserică, așa îi întâlnești la locul de muncă, nu există discrepanțe și disonanțe între felul de viață pe care o trăiesc într-un loc sau în altul. E o naturalețe care invită. Au puterea să-și recunoască greșelile. Este persoană care te invită la un mod de viață. Atâta nevoie în societatea în care trăim, atât de mult ne lăsăm induși în eroare de etichete, de tot felul de lucruri. Câtă nevoie este de astfel de oameni sinceri, vulnerabili. 4. Păstrează în atenție scopul final, indiferent de bătălia în care te afli. Când pornești la drum cu scopul final, că de fapt scopul tău este să aduci armonie, să trăiești în armonie cu Dumnezeu, cu tine și cu ceilalți, lucrul acesta te va ajuta să ai perspectiva de ansamblu, indiferent care e problema, care e situația prin care treci la locul de muncă, acasă sau la școală. Și nu în ultimul rând, adu-ți aminte că uneori e mai important să câștigi un suflet decât un argument. Atât de ușor alunecăm în această atitudine, în această reciprocitate în care vrem să demonstrăm celuilalt că știm că i-am adus argumentul, că i-am închis gura. Nu e vorba despre asta. Uneori, mai important să câștigi un suflet decât un argument. Câți dintre noi avem puterea, răbdarea asta? Nu pot încheia fără să vă las cu un element de balsam care ne ajută să ne echilibrăm pasiunea, râvna pentru Dumnezeu. Andrei Pleșu, la finalul discursului pe problema răului la Edictum Dei, pur și simplu își încheie prelegerea citind pilda neghinei.
Și el spunea trei observații care îmi dau bătăi de cap cu privire la textul ăsta. Și el zicea trei excese pe care le văd. Excesul exigenței față de altceva, afară de sine. Observați, imediat observăm. Neghina, ai văzut, stăpâne? Cel de-al doilea exces este excesul zelului sau cum îi numește fanaticii măturii. Hai să rezolvăm repede un, doi lucrurile. Și stăpânul spune stop. Hei, la final ai răbdare. Niciodată în bătălia cu răul nu poți izbândi dacă n-ai această perspectivă de final. Și al treilea exces este excesul activismului. Febrilitatea asta a acțiunii, nervozitatea asta pe care o arătăm în acțiunile noastre, care de cele mai multe ori face mai mult rău decât bine. Ei, până la urmă, e contrariant să te încalți, să fii pregătit în fiecare dimineață, dar să ai un pic de o doză de răgaz, de așezare, de temperare în felul în care te raportezi la provocările zilei. Iată concluzia întregului mesaj. Lupta cu răul presupune curaj, discernământ și răbdare. Mie ce îmi lipsește? Este întrebarea cu care vreau să rămânem. Curajul, discernământul sau răbdarea? Și nu pot să nu mai adaug o întrebare. Întrebarea personală cu care eu rămân după parcurgerea acestui subiect este următoarea. Cât de molipsitoare, armonioasă și înțeleaptă este râvna cu care mă încalți? Cât de molipsitoare, armonioasă și înțeleaptă este râvna cu care mă încalți?